Procurorii au ajuns în această dimineață la spitalul CF Viting din capitală. Oamenii legii vizează modul în care în unitatea sanitară s-au făcut achizițiile echipamentelor de protecție anti-COVID-19. Mai multe informații are colega mea, Andreea Cercel. Andreea, câte percheziții au fost? Mă găsi, Livia, într-adevăr, acest dosar vizează anumite fapte de abuz în serviciu. Au fost realizate, de asemenea, două percheziții în această dimineață, una la unitatea sanitară și una domiciliară. Practic, procurorii au ajuns la spitalul Viting, unde au cerut să vadă toate documentele legate de diverse achiziții publice pentru echipamente de protecție anti-COVID-19, cum ar fi mănuși, combinezoane, măști de protecție pe care medicii le folosesc în spital. Aceștia au suspiciune asupra calității materialelor, dar și asupra modului în care acestea au fost cumpărate, deși toate plățile, dar și firmele care le-au asigurat sunt făcute publice pe site-ul spitalului. Ancheta este coordonată de procurorii de la parchetul judecătoriei sectorului 1 și este departe de a se fi terminat, pentru că spitalul Viting mai are și alte probleme. În urmă cu 4 zile, jurnaliștii Focus au difuzat în exclusivitate un material prin care au dezvăluit faptul că la secția ATI COVID de la spitalul Viting se află 16 paturi ultramoderne, care însă sunt goale de pe data de 15 ianuarie 2021, și chiar directorul medical al spitalului a confirmat faptul că nu au mai fost detașați medici ATI care să utilizeze echipamentele.